Sânzi, începe al treilea război mondial? Măi, să știi că începe în seara asta. De ce nu? Eu încep un război aici, am o campanie de depitiponcizare a României. Vreau să le fac pe toate fetele să fie cât mai naturale. Să renunțe la tot, la extensii, la silicoane, la tot ce ține de pițiponceală. Am văzut știrea și dacă mă credeți, noapte numai asta am visat. Am visat că sunt în război și că lupt acolo cu băieții noștri și tocmai din cauza faptului că alaltă ieri, ba nu ieri, s-a vorbit în continuu în jurul meu de al treilea război mondial. Eu acum ceva timp am fost sunată și întrebată ce aș face dacă ar începe al treilea război mondial, pentru că am înțeles că a dat o clarvăzătoare, ceva de genul ăsta. Și nu credeam, dar uite că se adeverește ce spune, ce spunea doamna. Unde vrea să te prindă sfârșitul lumii? Cu iubitul meu romantic, într-un loc romantic. Dar s-a schimbat viața asta intimă? Dacă s-a schimbat, s-a schimbat. Și e bine? Să știi că e bine. La început... cu toții cred că avem fluturași în stomac și e foarte frumos sentimentul. Să știi, mâine e gata. Unde te duci? Ce faci? Deci pe mine cred că m-ar prinde în că la cât pe drec timpul pe aici, cu siguranță aici m-ar prinde la prezentare. Nu știu exact. Sper să mă prindă în preajma familiei mele, a câinilor mei și a iubitului meu. Că altă dorință n-am. Ca să devii vedetă în România, trebuie neapărat să ai casetă XXX? Nu știu, eu n-am, nici nu mă consider vedetă, nici n-am casetă XXX. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Depinde, trebuie să întrebi persoanele în cauză. Nu știu ce să spun. Da, o filmul asta am văzut că prinde foarte tare. Poate cine dă acele filmulețe crede că persoanei respective îi va face un rău. Ba nu, îi face foarte bine, o promovează maxim. Pentru că asta e România și asta se caută la noi. La tine am văzut că e cu SMS-urile. La mine? Păi la mine din întâmplare, că la mine n-ar fi cu nimic. La mine ar fi doar cu divorțul, că până la urmă asta a fost. Și mai vreau să te întreb, există pe undeva prin vreun telefon vreo filmare și cu tine? Prin vreun telefon eu zic că nu există. Cel puțin mie nu-mi place să mă filmez decât la Dansez pentru Tine. Eventual. Mi se pare că sunt la modă acum. Înainte, dacă apărea un filmuleț cu tine, nu mai lucrai pe nicăieri, nici în televiziune, nicăieri. Acum văd că cu cât apare un filmuleț, cu atât ești mai promovat. Nu știu, eu nu sunt adeptă a filmulețelor. Dar are cineva ceva cu tine pe undeva prin vreun telefon? Nu cred, nu cred. Sincer, am fost foarte precaută și cred că n-aș mai ieși din casă.